Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată Arcanei Majore din Tarotul de Marsilia, numărul 12, Spânzuratul. Spânzuratul este una din cele mai misterioase cărți. Aparent simplă, dar în realitate foarte complexă, atrage, dar de asemenea tulbură și bulversează. Se contrazice pe sine în nenumărate moduri. Cartea Spânzuratul este tulburătoare, deoarece ea simbolizează acțiunea paradoxului în viețile noastre. Un paradox este ceva care apare contradictoriu, dar totuși adevărat. Cartea aceasta ne prezintă adevăruri, dar ele sunt bine ascunse în contradicțiile ei. Principala lecție a cărții este paradoxul că putem câștiga prin abandonare, renunțarea la ceea ce nu putem obține prin implicare și voință direcționată. Cartea prezintă un tânăr spânzurat de un picior, cu capul în jos, de un eșafod în forma literei T. Unii tarologi consideră această arcană ca fiind pasivă și negativă. De acord întru totul cu primul epitet, dar în ceea ce privește al doilea, lucrurile nu stau mereu așa. Negativă este numai când vrem să acționăm, să ne implicăm cu orice preț. Negativă este atunci când nu ești dispus să faci sacrificii. Negativă este când nu vrei să renunți la nimic, când nu accepti să te schimbi, când pui mai presus de evoluția ta spirituală, satisfacția materială și trupească. Negativă este atunci când ești convins că ți se cuvine ceva fără să dai altceva în schimb, când voința ta prevalează asupra umilinței tale. Pentru ca arcana spânzuratul să fie pozitivă într-o etalare, trebuie să reflectezi la ceea ce se întâmplă în viața ta, să te gândești la modalitățile prin care poți face compromisuri pentru a evita o prăbușire, o cădere, să faci o schimbare radicală, să dai dovadă de înțelepciune, de prudență, să stai strâmb dacă e nevoie, dar să judeci drept, să sacrifici lucrurile care te țin pe loc sau chiar te trag înapoi din punct de vedere spiritual, afectiv și psihic. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea. Ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea. Ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul. Ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Când ne uităm la arcana spânzuratul, ceva bizar apare în prim plan. Dacă privim corpul personajului despre care se spune că este asociat cu acțiunea, avem un corp complet imobil, agățat de un picior, cu ambele mâini la spate. Nu știm dacă mâinile îi sunt legate sau nu, dar în orice caz nu-și folosește picioarele și mâinile. Aceasta explică de ce spânzuratul este asociat cu imobilitatea. Atunci când această arcană apare într-un tiraj de tarot, există într-adevăr această noțiune că nimic nu se mișcă, că suntem complet imobilizați. Dar de ce suntem așa? Există mai multe motive dacă ne ghidăm după regula picturală a arcanei. În primul rând, suntem imobilizați pentru că avem mâinile la spate și refuzăm folosirea lor. Adesea, spânzuratul are o legătură cu o formă de abnegație. Trecând pe lângă o persoană sau o situație, spânzuratul consideră că această persoană sau această situație merită uitată momentan. Așa că, în mod deliberat, în mod voit, își pune mâinile la spate. Al doilea motiv pentru care corpul a fost imobilizat este pentru că o legătură ține glezna atașată de o ramură. Conform regulei picturale, spânzuratul va simboliza faptul de a fi atașat de ceva sau de cineva, simbol al legăturii care ne obligă să stăm pe loc și să facem un compromis, chiar un sacrificiu, în sensul în care arcana este interpretată negativ. Dacă vorbim de atașamentul de o persoană sau de o cauză pentru despre care credem că merită sacrificiul, vedem că frânghia urcă spre planul spiritual și divin. Atunci,
Legătura care îl ține este o legătură divină, o legătură frumoasă, o legătură care merită suferința. Spânzuratul nu pare să sufere, ba din contră zâmbește. Spânzuratul poate greși cu siguranță. Ni se întâmplă tuturor în viața noastră să ne sacrificăm pentru o legătură despre care credem că merită sacrificiul, dar într-un final să descoperim că nu este ceea ce credeam. Al treilea motiv, interesant în raport cu regula picturală, este că capul, intelectul, este inversat. Există în această arcană o inversare completă a ordinii obișnuite a lucrurilor. Este ca și cum spânzuratul ne-ar spune: nu vreau să privesc viața în aceeași manieră ca celelalte arcane. Nu vreau să consider lumea în același mod ca celelalte arcane. Mă inversez în raport cu celelalte arcane și sunt cineva care vrea să transceadă realitatea. Sunt cineva care vede realitatea altfel. Vreau să-mi pierd intelectul. Vreau ca intelectul meu să cadă și să iasă din capul meu, să cadă în prăpastia pe care o vedem în partea de jos a arcanei. Spânzuratul lasă să intre divinul în el prin coarda care îl leagă de cer. Și din această cauză, spânzuratul va simboliza transcederea, meditația, călătoria astrală, a se vedea piciorul legat de planul spiritual, va simboliza punctul de vedere diferit al umanității și al adevărului. Al patrulea motiv interesant în raport cu regula picturală este că spânzuratul, în poziția sa imobilă, caută să depășească realitatea. Într-o formă sau alta, nici trecutul, nici viitorul nu există pentru el. Vedem că ramurile celor două trunchiuri de copaci sunt tăiate pentru a rămâne în momentul prezent. Spânzuratul se dezice de trecutul său, precum și de viitorul care îl întâmpină. Trăiește doar în momentul prezent. Privirea lui este în față. Pentru a înțelege mai rapid această arcană, trebuie să o reducem la simbolismul său primar, la arhetipul său. Cele cinci noțiuni arhetipale ale spânzuratului sunt imobilism, abnegare, transcedere, legătură, compromis. Dar să le înțelegem pe rând. Imobilismul, un concept atât de simplu, este indicat de arcana spânzuratul într-un tiraj. Simbolizează că puține evenimente au loc în prezent, în viața clientului, dacă analizăm dintr-un punct de vedere exterior al vieții exterioare. Pentru că, evident, poate exista multă acțiune care se derulează în viața interioară a persoanei, în sfera intelectului și a conștiinței. Cu corpul agățat, cu mâinile la spate, înțelegem că este o carte care nu permite multă mișcare în planul fizic. Dar, pe de altă parte, faptul de a avea mâinile la spate și de a fi agățat de picior, spânzuratul va simboliza o formă de abnegare, de lepădare, de sacrificiu de sine. Când consultantul extrage această arcană sau meditează cu ea din punct de vedere numerologic, alfabetic, este o arcană care ne spune că personajul său se dedică unei cauze, se uită pe sine pentru o cauză sau pentru o altă persoană. Ne putem dărui pentru cineva pe care îl iubim, ne putem dărui pentru cineva din familie, pentru un prieten, etc. Din arcana spânzuratul există noțiunea de a nu ne gândi la sine însuși, dar de a ne gândi mai mult la alții, ceea ce duce la noțiunea de transcedere. Pe un plan simbolic, fiind capabil să se gândească mai mult la alte persoane decât la sine însuși, este un indiciu al faptului că uită de propriul ego, că își transcede propriul ego. Pe un plan spiritual, spânzuratul va reprezenta ideea de a transcede ego-ul, de a transcede materia și recompensele, de a transcede bogățiile vieții de zi cu zi, pentru a fi capabil să caute ceva dincolo de recompensa obișnuită, dincolo de realitatea obișnuită. Dacă spânzuratul se dedică altei persoane, evident apare noțiunea de legătură.
poate fi o legătură spirituală sau orice fel de legătură față de o persoană. O legătură de dragoste, emoțională, sunt primele la care ne gândim când privim această arcană, dar putem vorbi și de legături profesionale, contractuale, familiale, amicale, care implică obligații și angajamente față de cei care ne înconjoară pe toate planurile. Și pentru că există obligații, angajamente și responsabilități față de o altă persoană sau de anumite situații, spânzuratul va simboliza noțiunea de compromis. Atunci când există o legătură față de cineva, aceasta îmi compromite activitățile, finanțele, timpul, pasiunile, etc. Atunci când există o legătură de iubire în care se promite fidelitatea, responsabilitatea, aceasta presupune o noțiune de compromis, iar spânzuratul indică că suntem dispuși să facem compromisuri pentru o altă persoană sau pentru o cauză, pentru că credem în ea. Și atunci intrăm într-o formă de transcedere și de abnegare. Legătura devine puternică și suntem gata să facem compromisuri pentru a fi cu o altă persoană. Cu alte cuvinte, spânzuratul poate simboliza contractele, promisiunile, dependențele, voluntariatul. Dacă arcana este extrasă invers sau interpretată într-o manieră negativă, imobilismul poate deveni paralizant. Nu doar că nu mă mișc în planul exterior, dar pot fi pe punctul de a muri. Abnegația nu mai este în control. Mă dedic prea mult și refuz să văd realitatea. Trăiesc și experimentez o legătură dificilă, toxică. Promisiunile pe care le fac devin extrem de restrictive, iar asta mă sufocă și cad într-o formă de sacrificiu și de uitare totală de sine. În varianta negativă, spânzuratul indică pierderi de memorie. Consultantul nu vede corect realitatea care îl înconjoară, trăiește o mare deziluzie în prezent. În această situație, consultantul trebuie să găsească rapid o modalitate de a reveni la realitate, iar celelalte cărți din etalare sau din analiza numerologică sau alfabetică a numelui pot indica modalitatea de revenire la realitate sau la cauza pentru care merită făcută un sacrificiu în sensul sacru. Dacă în titlul arcanei din limba franceză Le Pendu inversăm numele cu articolul, vom citi pendule, ceea ce se traduce în limba română pendul. Arcana 12 face referire la folosirea acestui instrument, pendulul, la radiestezie și la kineziologie. Pendulul este un instrument folosit încă din Egiptul antic. Simbolul corzii ne determină să ne punem întrebarea de ce sau de cine sunt legat. Tot ce înseamnă adicție, dependență, blocaj, ne ține într-o stagnare, oprire, imobilism, inacțiune, într-o situație blocantă. Dacă în partea de sus a arcanei ar trebui să vedem un chip, de asta dată chipul este în partea de jos, ceea ce indică că lucrurile, situația, este văzută altfel. Spânzuratul pare să fie blocat într-un cadru. Cum el vede lucrurile invers, găsește ieșirea prin planul de jos al arcanei, dar prin dematerializare. Numărul 12 al arcanei este de 4 ori 3. 4 simbolizează materia, 3 simbolizează spiritul. 4 ori 3 înseamnă spiritualizarea materiei sau materializarea spiritului. Cu capul în pământ, spânzuratul ne indică conceptul unei munci în profunzime, în rădăcini, în inconștient. Vă reamintesc că partea de jos a arcanei reprezintă și inconștientul. Grafica urechii drepte indică că spânzuratul își ascultă interiorul. Cu capul într-o prăpastie nu poate decât să-și asculte gândurile.
Grafica urechii, precum și privirea înainte, poate indica și faptul că spânzuratul, în imobilismul lui, știe să asculte pe altul, știe să-l privească. Cu aceste calități, arhetipul 12, spânzuratul, devine un terapeut, pentru că el este în întregime în ascultarea celuilalt. Vă reamintesc că și în Arcana 9, Ermitul, am descoperit un terapeut, un vindecător, un consilier. Dacă adunăm 12 cu 9, obținem 21, Arcana Lumea. Ca să ajungi să înțelegi lumea, este nevoie să faci o lucrare terapeutică, psihanalitică. Literal, spânzuratul poate fi văzut ca o oglindă sau o imagine reflectată a cărții majore 21 Lumea, cu o postură similară a piciorului. Dar femeia din mijlocul laurului, din Arcana Lumea, dansează, în timp ce spânzuratul este complet nemișcat. El reprezintă imobilitatea, care onorează mișcarea, fătul în uterul mamei sau chiar o atingere profundă a sinelui care va da naștere conștientizării întregii lumi. Meditația spânzuratului îi dă acces la înțelepciunea universală care se odihnește în el. Spânzuratul ne vorbește de genealogie și psihogenealogie. Cei doi arbori pot fi prezentarea genealogică a arborului genealogic. Bara orizontală de culoarea pielii face trimitere la psihogenealogie. Genealogia se ocupă de identificarea persoanelor din arborele genealogic, iar psihogenealogia se ocupă de înțelegerea psihologică din arborele genealogic, în raport cu mine și cu experiența mea. Cele 12 ramuri sunt tăiate și sunt de culoare roșie, activă, dar sunt de asemenea roșii de culoarea sângelui, simbolizând rănile arborului genealogic. Spânzuratul poartă rănile arborului său genealogic, el este atașat prin frânghie, simbolul ADN-ului, și are o legătură, bara orizontală de culoarea pielii, cu rănile arborului. Într-o altă perspectivă, prin poziția răsturnată a corpului, putem vedea cum spânzuratul manifestă recunoștință față de binecuvântările arborului său genealogic. Se înclină cu capul în jos. Ramurile tăiate de culoare roșie pot simboliza acțiunea energetică pe care străbunii o manifestă încă asupra individului, din planul spiritual. Atunci când copilul se naște din pântecul mamei sale, primește un nume care va simboliza ceea ce va trăi ulterior și care stă la baza psihogenealogiei. Știți ce simbolizează numele vostru? Cunoașteți adevăratul motiv pentru care ați primit acest nume? Spânzuratul, cu capul așezat pe numele său, reflectează la simbolismul numelui său și la identitatea sa. Spânzuratul face referire la un personaj mitologic, copilul abandonat de părinții săi și suspendat de un picior, Oedip. Psihanalistul Sigmund Freud a ales termenul de complexul Oedip pentru a descrie sentimentul de dragoste al fiului față de mama sa și de gelozie și ură față de tatăl său. Spânzuratul este atașat de piciorul stâng, simbolizând latura feminină, în timp ce piciorul drept, simbolul laturei masculine, este îndoit la spate. Simbolul mâinilor la spate indică un secret. Tot ce am discutat despre arhetipul spânzuratul poate fi completat cu cuvântul secret. Secret în raport cu blocajele, secret în raport cu arborele genealogic, secret în raport cu identitatea, etc. Facem astfel asocierea cu Arcana 2, papesa, mai exact cu voalul papesei, simbol al secretului, și a tot ceea ce nu vreau să știu, nu vreau să văd, nu vreau să aud sau nu vreau să spun. Arcana 12 este arcana care evocă prin excelență viața fetală. Viața simbolizată prin personaj,
atașată prin frânghie, simbolul cordonului ombilical, la ramura orizontală de culoarea pielii, legătura cu pântecul matern. Lucrarea ființei umane de-a lungul vieții sale este de a tăia cordonul ombilical energetic. Lucrarea cu arhetipurile tarotului presupune mai ales o lucrare energetică. Atâta timp cât nu se taie legătura cu clanul, nu suntem un individ. Dar această tăiere energetică se va produce în stadiul 13, arcana fără nume. Spânzuratul, arcana majoră 12, corespunzătoare nivelului al doilea, în a doua serie zecimală, este echivalentul Marii Preotese din prima serie zecimală. La fel ca ea, el indică starea de acumulare, de oprire și izolare. Ca și papesa, s-a ascuns în lumea umană. Singura verigă rămasă este o frânghie care îl leagă de un stâlp orizontal între cei doi copaci de care este atârnat. În funcție de autorul setului de tarot de Marsilia, stâlpul are culoarea roșie, verde sau culoarea pielii, simbolizând acțiunea, viața sau eternitatea. Putem vedea că, începând cu arcana majoră 11, forța, toate numerele care urmează completează procesul către sursa originală de energie de sub abisul subconștientului. Spânzuratul urmează această atracție și se îndreaptă spre abisul subconștientului, iar prin firea sa acumulativă, numărul 12 este un număr par, se exprimă printr-o oprire totală. Spânzuratul, cu capul în jos, cu părul coborând până la rădăcinile adânci ale materiei. Dacă Marea Preoteasă eclozează, spânzuratul a intrat în gestație pentru a se naște din nou. Vedem aici simbolul oului descris în arcana majoră numărul 2. Dacă Marea Preoteasă este o mamă, spânzuratul este un fiu. Ne putem imagina că spânzuratul este un făt în gestație în interiorul oului din arcana 2, suspendat între cer și pământ, așteptând să se nască. Poziția piciorului său este destul de asemănătoare cu cea a împăratului, un picior întins și celălalt încrucișat. Dar împăratul și-a încrucișat picioarele în dinamism, cu piciorul împins înainte, gata să acționeze. Spânzuratul, în schimb, a tras piciorul în spatele celuilalt pentru a se menține mai fix, până și mâinile lui, simbolizând capacitatea de a funcționa flexibil, sunt încrucișate în spatele său. Nu face nimic și nu alege nimic. Pe cele două părți ale arcanei spânzuratul vedem ramuri care au fost tăiate și sacrificate. În pregătirea pentru această naștere fizică și spirituală, o pauză este esențială. Aceasta poate fi o oprire cauzată de o boală, precum și o oprire liber consimțită pentru a permite o stare de meditație. S-a dedicat preocupărilor sinelui, grijilor ego-ului său, ca un sacrificiu pentru munca sa interioară. În acest sens, căderea lui este o ascensiune. Dacă inversăm arcana, personajul pare să leviteze. Putem vedea de asemenea, în inversarea corpului său fizic, o inversare a privirii și a perspectivei. Înțelepciunea este pusă jos și rațiunea încetează să controleze comportamentul, în timp ce mintea este mai receptivă la înțelepciunea interioară. Părul blond sau de culoare albastră, în funcție de grafica setului de tarot de Marsilia, indică această receptivitate a minții și a intelectului. Prin arcana 12, perspectiva noastră asupra vieții se schimbă. Ne deconectăm de la punctele de vedere ale lumii moștenite din copilărie pentru a intra în propriul adevăr esențial. Privind din această perspectivă, spânzuratul ne va readuce adesea la înțelegerea legăturii dintre cititor și genealogia familiei sale.
Poziția acestui personaj, cu capul în jos, amintește de imaginea fătului în uterul mamei și poate determina cititorii de tarot să pună întrebări consultantului despre gestația sau nașterea lui, sau despre orice vătămare și traumatism pe care le-a trăit în perioada de gestație. Doi copaci cu ramuri trunchiate pot fi interpretați ca descendențe materne și paterne, ale căror obiceiuri de abuz sau starea lor neurologică ne face să fim suspendați în neputință, ca un sacrificiu, ascunzându-ne la spate secretele rușinii, la fel ca acest spânzurat cu mâinile sale ascunse. Această carte arată uneori păcatul și crimele imaginare care sunt simbolizate prin 12 rând sângerânde pe copaci, precum și pedeapsa care este implementată sau un anumit sacrificiu forțat. Povestea tradițională a arcanei vorbește despre banii care cad din buzunarul spânzuratului, iar el își pierde averea. Cel mai simbolic mod de a interpreta este de a sacrifica bogăția spirituală a ego-ului. Spânzuratul poate lua și imaginea lui Iisus Hristos și, prin urmare, indică harul persoanei în cauză, a consultantului. Atunci, cele 12 ramuri îi vor reprezenta pe cei 12 apostoli, care uneori sunt văzuți ca cele 12 direcții ale ego-ului în jurul Cristului. Există o mulțime de semne bisexuale în arcană, reprezentând dualitatea universului. Buzunarele spânzuratului în formă de semilună, dar una este pentru a obține și cealaltă pentru a da. Una este activă și cealaltă este pasivă. Frânghia care leagă și îl atârnă este o frânghie dublă. O frânghie la stânga poartă forma unui falos, în timp ce cealaltă, pe partea dreaptă, poartă forma organelor genitale feminine. În punctul de legătură al frânghiei cu călcâiul spânzuratului, există un triunghi plasat în interiorul unui cerc, indicând faptul că el este conectat la suflet, iar acesta este un suflet bisexual, androgin. În părul său descoperim culoarea galben deschis, printre șuvițele galben închis, un simbol rotund solar și un simbol al unei mici luni, simboluri ale masculinului și femininului universal. Totuși, dacă se înțelege că tarotul este impregnat de influența celor trei religii majore monoteiste, vom vedea o aluzie în cei 10 nasturi de pe cămașa spânzuratului la tradiția evrească și odiseea lui Sefirot din Arborele Vieții. Primul nasture, începând de la gât, are un punct negru, care este originea creației. Următorii 4 nasturi vor alterna între un element activ și un element receptiv, pasiv. Al 6-lea nasture capătă forma unui soare cu 8 raze. Perfecțiunea frumuseții care unește toate celelalte elemente. Urmează alternanța dintre un element activ și un element receptiv, urmată de al 9-lea nasture care poartă luna și al 10-lea este gravat cu un pătrat, simbolul pământului. Spânzuratul se referă la momentul unei pauze în orice, astfel încât să ne putem întoarce în avantajul nostru, îmbunătățindu-ne planul în mai multe detalii, înțelegere de sine și muncă internă. Se poate vorbi și despre un obstacol sau despre incapacitatea de a acționa. De obicei, acest card ne va spune că nu este momentul să luăm o decizie, că opiniile și situațiile trebuie să fie mai coapte. Cuvintele cheie ale spânzuratului sunt sacrificiu, întârziere, amânare, fără alegere, sarcină, făt în uter, meditație profundă, rugăciune, dar de la sinele superior, adâncime, inversare, așteptare, suspendare, odihnă, oprire, gestație, calvar, progres impus de durere, realizarea vacuității mentale,
așteptând în tăgăduire de sine, autopedepsire, crezând că cineva este atașat, dragoste neîmpărtășită, putere interioară primită prin rugăciune, autoperfecționare. Arcana de tarot, spânzuratul, este în legătură cu litera L din alfabet și cifra 12. Prin grafica sa, litera L se aseamă cu litera I, asociată arcanei pusnicul. Litera L face legătura între planul spiritual și cel fizic, iar prin linia orizontală, în partea de jos, arată cum se împământează, se înrădăcinează pentru a face o lucrare în planurile adânci ale fizicului sau ale inconștientului. Litera L evocă blocaj, oprire, stagnare, imobilizare sau perspectivă inversată. Putem asimila această arcană a tarotului cu simbolul astrologic al planetei Neptun, care semnifică necunoscutul, iubirea cosmică, misticismul, viciul, drogul, alcoolul, dependența, izolarea, suferința, spiritul de sacrificiu, dar și iluziile, neputințele, fuga de realitate. În funcție de poziția sa, a planetei Neptun, și de aspectele pe care le face într-o astrogramă, Neptun induce drept calități receptivitatea, sensibilitatea, intuiția, premoniția, clarviziunea, imaginația bogată, sacrificiul, idealismul și, ca defecte, influențabilitatea, naivitatea, nehotărârea, oboseala, obsesia, toxicomania, autodistrugerea, confuzia, haosul, lentoarea. Persoanele care au 12 în data nașterii sunt persoane devotate, umaniste, care se sacrifică pe sine și fac compromisuri. Sunt persoane care includ pe ceilalți în reflexia lor, nu îi interesează care sunt consecințele în ceea ce îi privește, dar sunt interesați de consecințele pentru restul populației. Persoanele care au un 12 în data nașterii sunt persoane care vor asculta pe celălalt și vor căuta un compromis între punctul lor de vedere și al celuilalt. Aceasta este o mare calitate pentru persoanele cu un 12 în data nașterii, de a fi capabile să facă un compromis amiabil. În latura pozitivă, un 12 este serviabil, dezinteresat. El nu va face un serviciu sperând să obțină ceva, ci pentru că are plăcerea de a face acel sacrificiu. Un 12 în data nașterii indică o persoană atașată, fidelă, o persoană care are tendința de a-și ține promisiunea față de cineva sau față de un loc de muncă, față de un grup, de o religie. În 12 există un sentiment de apartenență și de atașament. Într-un sens negativ, sentimentul de apartenență poate deveni o sclavie. Se poate simți prizonier, poate simți constrângerile și restricțiile foarte frustrant, lipsindu-i libertatea. Energia negativă a arhetipului spânzuratul poate merge până la fatalism, poate deveni victimă, poate atrage abuzul asupra sa prin atitudinea serviabilă și toți vor profita de aceasta. Un 12 negativ devine utopic, își imaginează proiecte irealizabile. Persoanele cu 12 în data nașterii trebuie să facă atenție de a fi în serviabilitate, dar fără a cădea în victimizare și sclavagism. Arcana 12 vine imediat după arcana 11, forța, și ne arată că după ce am învățat să controlăm totul, următoarea etapă, următoarea lecție pe care sufletul trebuie să învețe este de a nu controla nimic sau de a controla minimul. În acest abandon al ego-ului și abandonul de a vrea să controlăm totul, va apare adevărata pace interioară, pacea spirituală. Arcana 12 este asociată cu expresia puterea momentului prezent.
ajungem la un moment dat să experimentăm evenimente care ne împiedică să evoluăm, care ne fac rău, dar trebuie să practicăm o formă de acceptare, pentru că dacă reușim să facem acest lucru de acceptare, transcedem suferința, transcedem blocajul, transcedem evenimentele cele mai dificile. Încercând să controlăm totul prin ceea ce sufletul a învățat, traversând stadiul 11, forța, vine momentul în care sufletul învață acceptarea totală. Personajul atașat de un picior, cu mâinile la spate, cu chipul zâmbitor, nu încearcă să se apere. Își acceptă situația, oricare ar fi. Aceasta este inițierea supremă a sufletului. Este lucru cel mai dificil pe care sufletul trebuie să-l facă prin călătoria sa pe pământ. Egoul nu mai există. Abandonarea este completă. Se poate spune că personajul are un picior pe pământ și un picior în altă lume. Dar iluminarea completă apare în Arcana 21. Observăm că 12 și 21 sunt numere în oglindă. Se poate spune că spânzuratul accede spre ceea ce va fi într-un viitor. El nu este cu adevărat iluminat, dar percepe deja această stare. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.